Și bine v-am regăsit la un nou clip super, super tare. Eu sunt al vostru cel mai picant, picant din lume. Băi, chiar sunt cel mai picant, deci nu puteți să mă gustați, cel mai picant din lume. Și astăzi o să facem cel mai viral clip din lume. Deci, cel mai viral clip din lume. Dar ca să ajungă acest clip viral, cum au ajuns și celelalte din urmă, am nevoie de ghiciți cine? De voi, chiar de voi, așa că vreau în momentul ăsta să apăsați pe acolo pe butonașul de like, nu-mi pasă de unde veniți, de pe Instagram, de pe TikTok, de pe YouTube în sine, nu-mi pasă de unde veniți, trebuie să apăsați chiar acum butonașul de like și hai să strângem, nu știu, 30.000 de like-uri, hai, la 30.000 de like-uri nici nu mai mă gândesc, pur și simplu iau camera și filmez a doua reacție și pun o reacție, pentru că o să încep o serie super, super tare la care reacționez la chestii trending de pe TikTok, ok? Și la momentul ăsta, cea mai populară entitate de pe TikTok este nimeni altul decât Super Nani. Zici că zic Super Mario. Super Nani, cred că foarte multă lume îl cunoaște. Mi-au apărut și mie niște TikTok-uri pentru pe For You care au strâns mii și mii de like-uri. Și nu știam, băi, cine e puștiu ăsta că face mai multe like-uri decât facem noi toți influencerii ăștia la un loc. Și m-am informat mai bine și am înțeles că este o emisiune cu niște copii care trebuie să reabilitați pentru că sunt prea obraznici sau au comportament foarte ciudat și nu poate să se integreze în colectiv și chestii de genul ăsta. Credeți-mă, pe cuvânt, depun jurământul meu de YouTuber picant, super tare, cel mai șmecher din lume, că nu m-am uitat o secundă la emisiunea asta cu Super Nani. Ce am văzut? Am văzut niște mici părticele de pe TikTok. Atât! În rest, absolut nimic. Deci reacția asta chiar va fi o reacție foarte, foarte autentică, pot să zic. Și o să am ceva de filmat la ea pentru că are o oră clipul la care o să reacționez. Vă las seama că nu o să reacționez la o oră și o să reacționez la highlight-urile din clip, dar na. Super Nani. Da, bă, am căutat chestia asta Super Nani pe TikTok și mi-au apărut mai mult. Adică Super Nani nu cred că îl cheamă pe copilul ăsta. Așa că nu știu cum să-l numim pe copilașul ăsta, nu știu. Nici măcar nu știu cum să-l cheme. Cred că o să ghicim din clip, dar și dacă nu ghicim din clip, o să-l denumesc eu într-un fel. Deci toată lumea, toți copiii, persoane în vârstă, toată lumea care va apărea în seria asta mea la care reacționez, se va numi Marian! Marian! Hai mai repede, imbecilul dracului! Nu mă întrebați de ce Marian, ha, deci nu mă întrebați de ce Marian, pur și simplu, mi-a venit un nume interesant, Marian. Alexandru are 8 ani și un temperament de zice un cușor. Hai mai bine să o spunem pe cea dreaptă. Alexandru este un copil obraznic. E un copil obraznic sau chemați-l direct pe Doamne, Doamne, să moară Jackson, să bage mare exorcizare, ești nebun la cap. Bă, și eu am fost mic, dar nu făceam așa. Îl cheamă Alexandru. Tot Marian e obraznic. Mamă, frate, să o lovești pe mama ta? Urât, Marian. Sper că ai crescut și sper că acum ai devenit un băiat cu minte. Ia uite, bă, sparge camera, bă, nebunii. A, nebunii. Marian. Nu Alexandru, îl cheamă Marian. Stop. Până continuăm cu reacția, vreau să vă povestesc despre cel mai tare lucru care o să vă facă să zâmbiți, mai ales în perioada asta în care este vacanță, toți copiii stau acasă și au timp de joacă. În caz că nu aveți un calculator de gaming așa de performant, iar părinții nu vă cumpără unul și nu aveți pe ce să vă jucați jocurile astea super tari, gen GTA 5, gen ultima versiune de FIFA, ultima versiune de NFS, Far Cry și tot felul de jocuri astea noi apărute pentru că calculatorul vostru e vechi, ei bine, eu am cea mai bună soluție. Intrați chiar acum pe linkul din descriere, vă va redirecționa către o pagină super tare pe nume www.boosteroid.com. Acolo vă faceți un abonament care nu mai costă 15 euro pe lună, costă doar 4 euro pe lună și poți să te joci absolut orice joc online fără să mai descarci absolut nimic, niciun Steam, niciun joculeț, nimic. Și dacă n-aveți nici măcar un calculator, puteți să vă jucați jocurile și pe telefon. Da, ați auzit bine, guys. GTA 5 care merge doar pe calculator, pe telefon. Totul într-un singur pachet super tare pe www.boosteroid.com la super mega prețuri, mai ales că au și promoții de iarnă acum, e foarte tare. Copilul este scăpat din mână. Necazul este însă că mama a ajuns să vede de frică băiatul. Mama a ajuns să-l știe de frică pe băiat. Doamne ferește, mă, în ce lume trăim, mă, Doamne, iartă-mă, ia chiar vreau să văd chestia asta.
Cuvântul mamei nu are niciun fel de importanță și ca să a devenit... Uite-l, bate fetele. Mamă, dar vezi că nu e singurul, vezi că acolo e echipă de fotbal, echipă de rugby, tot... Mamă, ce echipă de rugby, mai ne-am bun la cap, că dacă adun toți copiii, să moară Jackson, am fac emisiune de wrestling pe România. Prieteni fac ce vor, asta până când se supără șeful. S-a supărat șeful. Cum s-a supărat șeful? Am crezut și eu că-l văd. Băi, ce de la mine din casă? Mamă, cum are secure după el. Aaa, nu te-am venit în casă. Ale mea, am de mea putea. Mă, dar cum te dai aici? Mă, de dincolo, că aici mă uit eu. Băi, vreau să vă zic acum că nimic din ce e aici nu e de râs, dar fac chestia asta pentru entertainment și pentru amuzamentul vostru, dar... M-aș da aici că acum mă uit la televizor. Este Vadim Tudor, varianta mine, bă, cum a spus de Marian. Acestea sunt motivele pentru care Alexandru s-a hotărât să apeleze la Super Nanny. Ce Super Nanny, băi? Nu, Nanny, Super Nanny. Asta e Super Nanny. Acum se leagă totul. Ce e Super Nanny, mă, că asta e Inspector Gadget direct, Inspector Gadget, a venit Inspector Gadget, să rezolve ea treburile. Prima regulă dintr-un set de reguli albastre. Atunci când vrea ceva, Alex spune, te rog, Mama asta a învățat cum se duce copiii după tutoriale după internet. De nu știu la ce tutoriale a urmărit ea, dar serios că a învățat să duce copiii după tutoriale după net. Și ăștia de la prima au zis, bă, am scutat și eu pe cineva, ia uite. Am găsit și eu colegi aici, anunț, cum o cheamă, Super Nanny, convingător numele. Ia ce să facă, duc copii dragi. Mamă, facem emisiune direct, ești nebun. Că e așa, îi vrăștea cu toți copiii. Ia uite. Nu copiii acasă. Nu, mai nici gând. Ori îl bate, ori se întâmplă o exorcizare. Ce uite-l, bă, cum faci? Marian a lovit camera! Băi, a nebunit Marian! Păi să-mi facă mie așa? Să-mi facă mie așa, Marian? Mariane, direct, mare trepied! Mariane, păi să-mi dai tu mie peste cameră, dar voi ați văzut cum a făcut? Ia uite-l, pe Marian! Uite-l! Puh, mare baștară, ce-a dat la cameră, mare croșeu de stânga! Marian ăsta are mai copil cu apucături de K1, ești nebun? Uite-l, bă! Decât să mute circul în casă, unde furia băiatului este și mai mare. Mamă, și mai mare de atât? A lovit camera de 30.000 de ore, ești nebun, ca mai mare de atât, dar ce face aici? Distruge pereții? Nu-ți mai cumpăr nimic și mă doare. Nu vă să mamă, ăsta e solist de rock and roll, ești nebun la cap. Marge camera mea, marge camera mea, pleacă, pleacă, pleacă! Să mor Jackson, asta era mare rocker, asta era bun de rocker, serios. Serios. A fost o criză foarte, foarte puternică. Nu, mi-e prima care o fac. Iute, bă, joacă fotbal pe pereți. Pe mine la mei nu mă lăsau niciodată să fac chestia asta. Mă, uitați-vă ce bucăți de la peretele. Cred că l-a enervat peretele pe Marian. Pe Marian îl enervează orice. L-ai pus să strângă jucăriile și a imaginat că pierde vremea strângându-le și când ajunge la copii. Lucru riscant. Ia uite-l pe Marian, s-a uitat la desene la Ben 10. Sau nu e Bente, nu știu ce. Ia! Tu mi, nu vreau să faci! Hai un pic lângă mine, hai să vorbim la amândoi. Nu vreau. Ia! Iau, ai o mingiuță! Băi frate, deci chestia... Ce ai zis, mă? Mă, ai fițel? De ce la tri? Când vezi că filmez? Voi ați auzit ce ai zis, mă, să-i facă, mă, să temele? Ești nebun la cap! Și cred că dacă s-a dus o dată la școală cu te mare făcut, a zis, băi, mi-a mâncat-o mama, serios. Da, aoleu. Alex, nu-l iubi. Da, da, da,
Ce să rupă, mă, că n-are putere, nu pot eu să rup o carte, dar, bă, eu înțeleg că chestia asta nu e reală și cu oamenii ăștia de la țară și au nevoie de bani. Și au venit și ăștia de la emisiunea asta și le-au zis, băi, vă oferim 2.000-3.000 de euro, dar dacă faceți un circ de vreo două zile de filmări și vă dăm 1.000 de euro, vă dați seama, 1.000 de euro, 2.000 de euro să iei în 2-3 zile de filmări, te faci de râs că n-ai, dar e prea regizată chestia asta, e mult prea regizată. Nu e doar un singur om care filmează și super nani asta care face, bă, psihologa, dar a terminat top clase. Da, mă, dar dacă nu se făcea, mai aveam la ce să reacționez, sunt un hater. Uite, că am eu alt pic, uite. Uite, vezi, l-am reparat, pentru că l-ai stricat și eu l-am reparat. Bă, eu nu mai pot să reacționez la chestia asta, fraților. Mi se pare absurd, i-a rupt pixul și face ea altul și zice, nu, nu e problema că dacă l-ai rupt, că am eu altul. E vina părinților, frate. Zic că tatica e un iubit secret, ca să îi zic mergem ca să vină acasă, te bată. Așa e frumos. Da. Păi când am bătut, două foi. Știe bătut ce știe, știe bătut ce spune tatica. Îi spun o taică meu că ai un iubit secret și să vă spun că vine acasă și să mare bătaie. Păi e frumos, măi, Alex. Doamne, fere. Dar mai ne vedem de hut. Adică nu mai arunca, gata. Nu. Ia, ce-i închide aici? Le-am închis. Bravo! Acum lasă-l închis până mor de foame. Ce drăguț! Nu convingi un copil să facă ceea ce trebuie? Dacă vin acum, v-am zis, Inspector Gadget. Ce am, Inspector Gadget? A terminat 10 facultăți de... Băi, pun pariu că și copiii ei sunt la fel, adică... Tu tine, ori mama exact acest lucru îl face. Îl roagă mai întâi, îl amenință, încearcă să-l mituiască, face apel la autoritatea tatălui. Da, ia ce zice aici, nu vă gândiți că e din mințișoarea aia ei mică. Nu este, este spusă de spate. E un om cu foaia așa și le mut așa, hai spune. Adică oricine s-ar pricepe să facă ce face ea, nu vă gândiți că e ceva foarte special. Nu-i lasă nicio clipă băiatului impresia că refuzul de a-și face temele... Dar bine, ea e prezentată ca mare psiholog, adică... ...vor avea urmări neplăcute pentru el. Dacă ar fi după el, Alexandru ar fi tot timpul la joacă. Și când se întâmplă... Ia uite, tai că a venit Barosano! ...ea are mereu de suferit. A venit Barosano! Alexandru! Mai era unul, Alin Barosano, dar nu se compară cu Marian. Alex! De unde atâta furie? De unde? De unde? Hai cu mine să ducem la locuie, hai! Te vorbi despre o victorie a mamei pentru că Alexandru știe cum să se răzbune pentru nedreptatea care i s-a făcut. Alexandru, uite, l-am adus cu Cosmin. Ai vrut să joci cu colegul tău de clasă? Mă dă recurde! Doamne, băi, copilul ăsta are probleme grave pe lângă Caterica asta, da. Doamne, miluiește-ne, mă, nu-i? Ieși un copil cum te-ai văzut câte zi? Da, mă, dă-l da, da, peste 2 ani. Bla, 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 bla. Ok, am râs, da, asta e too much, fraților. Deci copilul ăsta ar trebui să fie luat la protecția copilului, deci după emisiunea... Vă vedeți seama că s-a riscat mama lui? Deci eu dacă eram la protecția copilului, eu direct mă duceam, frate, și îl luam. Adică, serios! Copiii trebuie să-și exprime sentimentele. Nu, copiii ăștia, dacă nu joacă vreun rol, trebuie luați la protecția copilului. Că nu poți fi crescut de o mamă ca asta, care este așa de incompetentă, încât nu poate să crească niciun cățel, că și cățelul cred că o mușcă. Despre ele. Ce mă, ți-ai auzit numele și vin și tu? Hani! Băi, tu, hai venit cu pentru a evita acumularea de tensiuni și conflictele. Există însă o condiție principală. Exteriorizezi ceea ce simți fără a face rău celor din jur.
Tocmai acest aspect îi scapă din vedere mamei lui Alex. Îl lasă pe băiat să se poarte violent. Are dreptate, mă. Bă, v-am zis ce m-am zis, dar are dreptate, mă. Jumate din cuvinte nici ea nu le-a înțeles, dar le-a zis. Le-a zis că e plătită să le zică. Exterioriz... Cum ai? Cred că 10 duble a ta spune a zis cuvântul ăla corect, mă jur. Atunci când nu e de acord cu restricțiile, exact, cu propunerile ei. Ce mândră a fost de aia când a terminat fraza. A zis, bă, am zis, mă, am zis din prima one shot. Bă, ți-am zis, mă, Alexandre, că am zis-o bine. Cea de-a treia zi de observație începe cu o temeinică distracție pusă la cale de Alexandru și de prietenii lui. Distracție din care stăpânul casei iese șifonat. Ce uite-l pe Mariana, l-a chemat ca gicuțe. Pam, pam, o ropi babă, un hap. Ce mă se distrează? Mamă, cum? Ia. Mamă. Aaa! Mamă, ai luat un pup de la o fetiță și faci... Aaa, pe ori ești Barosan, ori nu mai ești Barosan. Ia uite, și așa la mare palmă de la ei, dar ea nu zice nimic. Mă, ăsta e un fix ca un copil din ăla care aduce mingea și dacă și-a bătaie la fotbal, ia mingea să o duce acasă plângând. Bă, fraților, ce n-ai, bă, mă? Au mai rămas 40 de minute de reacționat, dar în 20 de minute pur și simplu am rămas cu sechele. Nu-mi vine să cred că asemenea specimene există, fraților. Deci chiar nu vine să cred că până și copiii în aia, în Africa, care beau un strop de apă pe zi, sunt mai educați decât papagalul ăsta de aici, care m-a enervat la culme, fraților. Chiar dacă joacă un rol, chiar dacă nu joacă, e extrem de urât ce a făcut și ce face. Nu-mi vine să cred. Sper că copilul ăsta a fost transferat cât mai repede la o casă de copii și format acolo, că văd că de maică sa nu poate să fie format. Ce să zic, Mariane, tu pe unde ești acum? Ori pe la pușcării, ori pe la casă de copii, dar serios ești. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți butonașul de like și dacă vreți să mai continuăm seria, poate chiar să facem partea a doua cu Super Nani ăsta, cu Marian, Mariane. Nu uitați să rupeți butonașul de like și când s-au strâns 30.000 de like-uri, dăm direct cu partea a doua. Eu sunt Antonio Pican și până data viitoare, nu uitați să rupeți butonașul de subscribe, să apăsați clopoțelul. V-am pupat, pa!